Domnilor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Invitatul meu de astăzi este domnul Florin Cântec, profesor universitar, doctor, directorul Arhivelor Naționale, filiala Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Am intitulat această emisiune Scena Balconului. Nu este vorba de balconul shakespearian, nu e vorba de povestea de dragoste între Romeo și Julieta, ci e o poveste mai tristă de dragoste între Nicolae Ceaușescu și o parte a poporului român, cu consecințe, cu elemente și consecințe pe care le vom discuta astăzi. Așadar, se încheie o săptămână care a inclus 21 august, momentul faimosului discurs de la balcon, de la a lui Nicolae Ceaușescu din București, și 23 aniversari, ziua națională din perioada ceaușistă. Invitația pe care v-am adresat-o a avut la bază și un text pe care l-ați scris în ziarul de Iași, în pagina de opinii a ziarului de Iași. Nu pot decât să le recomand și telespectatorilor să-l citească. Deci 21 august, în noaptea precedentă, trupele Uniunii Sovietice și ale altor câtorva țări din Pactul de la Varșovia, mai puțin România, Republica Democrată Germană și Albania, trec granița cehoslovacă și intervin pentru a pune capăt programului de reforme al Partidului Comunist de acolo, așa numita primăvară de la Praga. În frunte se afla Alexandre Dubce. Nu, acesta ar putea să fie punctul de pornire. Punctul de pornire, cred eu, chiar merge mai îndărăt decât noaptea de 20-21 și cred că punctul de pornire ar trebui văzut pentru două paliere. Primul palier este cel al schimbărilor, să zicem, în interiorul Partidului Comunist din Cehoslovacia, schimbări datorate venirii la putere a lui Alexander Dubček la începutul anului 1968, în ianuarie, după ce fostul prim secretar stalinist Novotny fusese debarcat. Și asta este, să zicem, rădăcina pentru ceea ce s-a întâmplat important în lumea comunistă din Europa. Iar cealaltă rădăcină, anume legată de Nicolae Ceaușescu, trebuie în mod firesc găsită și trebuie să plecăm de la martie 1965, atunci când Gheorghe Udej moare în urma unui cancer galopant. Motivele acestui cancer galopant au fost multe intens disputate, dar nu ne interesează pe noi aici. Ceea ce ne interesează este faptul că în momentul pe 18 martie, când moare Gheorghe Udej, se pornește o cumplită luptă pentru putere în interiorul Partidului Muncitoresc Român, în care moștenitorul de drept ar fi trebuit să fie Gheorghe Apostol. Dar mastermind-ul comunismului românesc, cel puțin din anii 50-60, adică avocatul Ion Gheorghe Maurer, cel care cu adevărat era singurul om inteligent din toată acea șleatcă de, mă rog, aparatici și de oameni lipsiți de scrupule, nu îl alege pe Gheorghe Apostol, care era succesorul de drept, și îl preferă pe tânărul de 47 de ani, Nicolae Ceaușescu, care era secretar coorganizatoricul al Comitetului Central, adică nu era un oarecare, era cel care avea în mână toată rețeaua de cadre, și îl preferă gândindu-se Ion Gheorghe Maurer că, sigur, Nicolae Ceaușescu părea mai tânăr și mai docil din perspectiva lui, i s-a părut mai puțin dotat intelectual, ceea ce era adevărat, dar din nefericire nu dotarea intelectuală era în discuție aici, ci viclenia complotului comunist, adică acea dibăcie care te face fie să mori, fie să ajungi secretar. El avea control asupra cadrelor, dar avusese, făcuse și studii militare și avea și o influență în rândul celor cu... Fusese ofițer politic al armatei, deci asta, el era general și el era politrucul din armate, era adjunctul ministrului apărării, a ucis cu mâna lui, spune legenda, pe țăranii de la Vadul Roșu, de acolo, în timpul care refuzau colectivizarea. În fine, avea o istorie complicată în interiorul partidului și era aproape, într-adevăr, de Gheorghe Udej, dar, în fine, legenda spune că Gheorghe Udej totuși îl considera prea impulsiv.
În realitate însă a țâșnit imediat și a fost cel care a preluat sicriul lui Gheorghe Udel, primul din dreapta, dacă vă uitați la acolo, și două zile mai târziu, pe 22 martie, când toată lumea aștepta ca succesiunea să fie preluată de Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer, la plenara CC-ului, îl numește pe tânărul Nicolae Ceaușescu. De ce dau toate aceste detalii? Pentru că ce s-a întâmplat în 68 n-a fost așa un moment de, să zicem, de străfulgerare cosmică în care Nicolae Ceaușescu s-a comportat într-un anumit fel. Ce a fost o continuare firească a modului cum Nicolae Ceaușescu a încercat și a reușit, de altfel, să se impună ca lider în Partidul Comunist Român într-o stilistică complet deosebită de antecesorul său. Dacă Gheorghe Udej a fost un criminal, în sensul cel mai strict al cuvântului, dar căruia nu îi plăceau excesele narcisiste, de-aia Gheorghe Udej apare mai curând într-o echipă de, să zicem, oligari staliniști, că erau staliniști toți împreună cu ei, nu îi plăcea să fie în prim plan. Mama mea, care a făcut studii de jurnalism în anii 60, la Ștefan Gheorghiu, că era singurul loc în care puteai să faci ziaristică, îmi povestea că Gheorghe Udej stătea de regulă cu prieteni pe insulă în Herăstrău și că rămăsese celebră chestiunea lui că mergea cu o scobitoare între dinți, tocmai ca să nu-l fotografieze și să apară fotografia lui pe prima pagină la scânteia. Apărea oricum, da, cu tot cu scobitoare sau fără, că o ștergeau băieții, dar asta spune ceva despre modul în care se vedea el. Ei bine, Ceaușescu era la antipodul acestei tipologii. Din potrivă, Ceaușescu, de la bun început, s-a crezut providențial și a spus regimul, de fapt, în fine, comunismul sunt eu, dacă ar fi să-l parafrazăm. Și sigur, primii ani de după preluarea puterii sunt ani de consolidare a autorității, sunt eliminați adversari reali și potențiali, dintre ei mulți adepți sau ai liniei moscovite sau considerați pioni ai Moscovei. Pe de altă parte, și în plan instituțional, noi vorbim de 21 august, cred că e o coincidență, trebuie să fie o coincidență, dar pe 21 august 65 intră în vigoare noua Constituție cerută de Nicolae Ceaușescu și se proclamă Republica Socialistă România și cu modificări de soft comunist, dar nu avem cum să insistăm asupra lor. Și poate merită subliniat un lucru legat de Constituția din 65. Trebuie subliniat că dacă el primește nominalizarea de a prelua poziția de secretar general al Partidului Muncitoresc Român pe 22 martie, da, pe 19 iulie face congres, da, și transformă Partidul Muncitoresc în Partidul Comunist Român și dă sarcină partidul, pentru că totuși partidul era forța politică conducătoare, după cum bine știm, dă sarcină Marea Adunări Naționale să se transforme în constituantă și să adopte, da, această Constituție, în care se schimbă și numele țării. Aș vrea să insistăm puțin asupra acestei teme. Toată lumea știe, sau mă rog, cei din generația noastră, noi eram mici, dar l-am prins pe Maurer, prim-ministru. Unele țări s-au proclamat socialiste, e cazul României, e cazul Cehoslovaciei, altele rămăseseră puțin așa mai modeste. Republica Populară Polonă, Republica Populară Bulgaria, la fel Ungurii. Republica Populară Chineză, în primul evident, rând. Dar era doar o chestiune de ambiție, așa, de a spune noi suntem mai avansați sau suntem mai aproape de telosul socialist? În primul rând, Republica Populară punea în mod evident în discuție rostul poporului, deci faptul că erau reprezentanța ai poporului în sensul larg al cuvântului, dar poporul fiind înțeles evident ca fiind clasa muncitoare, care era clasa cea mai înaintată a societății, după cum bine știm din propaganda de partid. Trecerea de la regimurile populare, care în general au fost regimuri staliniste ca structură, la regimuri socialiste, marca într-adevăr o ruptură de, să zicem, de nivel în percepția
cel puțin a partidelor care au sprijinit această chestiune și marcau, ca în cazul României, de exemplu, orgoliul că suntem într-adevăr pe o treaptă superioară în drumul spre înfăptuirea comunismului. Pe de o parte. Pe de altă parte, evident, cum spuneam, Ceaușescu a vrut de la bun început ca întreaga problematică politică să fie centrată în jurul imaginii sale și era un om bolnav de imagine, era, sigur, în primul rând narcisist și în al doilea rând, ca efect al acestui narcisism, era autocrat. De aceea, sigur că preferă. În cazul lui, însă, a vrut pur și simplu să marcheze o ruptură de nivel cu predecesorul lui, deși în mod real el nu face decât să ducă mai departe temele dejiste, dar a încercat așa un fel de, să zicem, a mimat un fel de revoluție hrușciovistă, așa, în care se delimita chipurile de abuzurile pe care le făcuse regimul lui Dej și în special Ministerul de Interne și nu întâmplător, pentru că principalul său dușman real era fostul ministru de interne Alexandru Drăghici, pe care l-a și executat scurt, l-a schimbat în două luni cu l-a executat dreaptă. Politic. Da, altfel, da, politic. Da. L-a și schimbat direct din poziția de ministru de interne, punându-l punând mâna lui dreaptă de la secretariatul de organizatori și după aceea l-a scos vinovat, cum și era, de altfel, de asasinarea lui Lucrețiu Pătrășcanu. Deci, în primul rând, a vrut să marcheze această ruptură de nivel. Și spuneai că în anii următori, deci din 65 până la momentul 68 la care ajungem acum, pașii pe care i-a făcut sunt fără echivoc. El este stăpânul Comitetului Central, a executat rapid forma anterioară de conducere care era biroul politic și a spus nu, lărgim baza de putere a partidului și facem comitetul executiv al Comitetului Central, dar în realitate din comitetele executive el și-a ales o echipă redusă care s-a numit Prezidiu Permanent și din care făceau parte, evident, Niculescu Mizil, Trofin, Leonte Răutu și, evident, de nelipsitul spion sovietic Bodnăraș. Da, să spunem că la acea vreme Ceaușescu încă nu era șef de stat oficial, Consiliul de Stat avea un alt președinte, asta se va întâmpla mai târziu, dar dominația lui e clară, organele de partid domină organele de stat. V-aș propune să mergem înspre Cehoslovacia. Primăvara de la Praga a însemnat un program de reforme și în sensul unei liberalizări a vieții sociale, a însemnat un program de, prin care partidul oferea o mai mare autonomie sferei publice, a însemnat și reforme economice, sigur timid n-au apucat să se dezvolte. În orice caz, nu, sovieticii și ceilalți aliați se tem că se fac pași spre desființarea socialismului, spre multipartidist și după ce este avertizat de să oprească procesul. Este un proces pe care, într-adevăr, Alexandru Dubček și echipa sa l-a pornit în ianuarie 1968, un proces care nu a convenit sovieticilor din foarte multe motive. Așa cum ai amintit și tu, în primul rând, ei și-au pus problema nu strict a pluripartidismului democratic, chiar ca să zicem așa, ca în Occident, dar s-a vorbit de o democratizare socialismului. Deci asta a fost o temă extrem de importantă. Prin democratizare, ei spunând, haideți măcar să aducem pe lângă Partidul Comunist Cehoslovac, să reînființăm Partidul Social Democrat, care e tot din aceeași familie. Asta a fost o primă chestiune care a ridicat imediat semnul de întrebare. A doua, extrem de importantă, a fost, bun, până acum socialismul era făcut de muncitori și de țărani și de astea, dar totuși noi avem cadre inteligente, avem oameni educați, avem scriitori, avem intelectuali, avem artiști. Haideți să mutăm accentul de pe clasa muncitoare pe intelectualitate. Iarăși un lucru care a stârnit furie pentru marea majoritate, inclusiv pentru Ceaușescu, trebuie să spunem clar de la bun început că el n-a avut nicio simpatie pentru programul de democratizare, mă rog, presupus sau în fine lansat de Dubček, așa
mă rog, ceea ce s-a numit Manifestul celor 2000 de cuvinte. Apoi, ce mai spunea Dubček? Spunea așa, să luăm distanță față de excesele stalinismului și să reabilităm victimele stalinismului. O chestiune pe care Ceaușescu putea să spună, noi am făcut-o singura, deja. Singura la care i-a surâs lui Ceaușescu și care a spus, păi da, noi suntem o forță înaintată, am făcut deja, după cum amintisem, procesul lui Pătrășcanu și execuția lui Drăghici, care, mă rog, a fost principalul vinovat, deși evident că principalul vinovat a fost Gheorghe Udej. De asemenea, ceea ce mai spune programul lui Dubček, spune, haideți să deschidem totuși spațiu public, să abolim cenzura, să lăsăm dreptul la presă liberă, la cuvânt. Erau lucruri, desigur, de neacceptat pentru blocul comunist și Ceaușescu a fost de partea Partidului Comunist Ceoslovac doar dintr-un singur motiv. Din motivul că imediat sovietici au proferat amenințări. De la bun început, a fost o discuție a partidelor comuniste în aprilie, cred, la Budapesta, în care de la bun început li s-a spus de la obraz. Și acela este momentul, nu, în care România practic se izolează. Da. Pentru că ceea ce aș vrea să punctăm, România nu a fost invitată să participe la intervenția în Ceoslovacia și Ceaușescu în ultim să spună nu. Sigur, România a refuzat-o, dar grupul de cinci țări pro-intervenționiste, asta însemna pactul de la Varșovia, fără România și fără Albania și, din câte știu eu, corectați-mă dacă greșesc, s-a spus că la intervenție n-au participat trupele germane din dorința de a se evita momentul 38. N-au participat în mod direct trupele germane, dar trupele germane au fost masate la graniță. Exact. Și din Germania Democrată au venit trupe sovietice. Pentru că trebuie să limpezim această chestiune. Uniunea Sovietică, desigur că a reacționat Brejnev, care era, desigur, o figură patibulară absolută, fostul prim secretar al RSS moldovenească, după cum bine știm, și care a și inaugurat cu această ocazie așa numita doctrină Brejnev, care spunea că Uniunea Sovietică are obligația chiar de a interveni acolo unde valorile socialismului sunt puse în pericol. Pentru că, ce vreau să subliniez, poziția lui Ceaușescu, în primul rând, a fost împotriva întregii chestiuni, din spaima că, în acest mod, s-ar legitima dreptul Uniunii Sovietice de a interveni și de a da jos de la putere orice guvern nu-i convine. Este limpede că asta l-a animat pe Nicolae Ceaușescu și e interesant că el a motivat această poziție prin două lucruri care sunt de bun simț. Primul spune, este dreptul inalienabil al fiecărui stat suveran, al fiecărui partid, de fapt, care reprezenta statul, după cum știm, în cazul partidelor comuniste, de a-și alege calea proprie spre socialism. Aici se cristalizează ceea ce făcuse de la bun început Gheorghe Udej, în momentul în care fusese pericolul, să zicem, denunțării stalinismului, a hrușciovismului. Știm foarte bine că Gheorghe Udej a evitat destalinizarea României mutând accentul spre naționalism. Declarația celebră Și Ceaușescu continuă această... Din 64, asta face. Da. Ceaușescu nu face decât să ducă mai departe această chestiune, nu e nici pe departe invenția lui. În al doilea rând, el spune totuși un lucru de bun simț. El spune așa, ia citiți tratatul de la Varșovia din 55. Și veți vedea acolo care este rostul acestui tratat de cooperare și ajutor reciproc, nu știu ce. Țările din tratatul de la Varșovia nicio legitimitate. Intervin doar atunci când una dintre țări este atacată de o forță imperialistă, nu din proprii frați ideologici. Ceea ce face ca poziția legalistă, ca să spun așa, lui Ceaușescu, susținută de Tito și de China, în ansamblul dezbaterilor internaționale, să fie corectă din perspectiva. Mai avem 3 minute până la pauza publicitară de la jumătatea emisiunii. Aș vrea, mai avem timp, cred, să menționăm vizita făcută de delegația românească în frunte cu Nicolae Ceaușescu la Praga cu câteva zile înainte de intervenție, parcă 15-16. Da. Ce se întâmplă acolo? Își dau seama de ceva? Îi avertizează poate pe ceoslovaci să aibă grijă că urmează intervenția?
După cum știm, operațiunea de intrare a trupelor sovietice cu celelalte țări frățești în Statele Unite. Pentru că ele se retrăseseră după Bratislava, după înțelegerea Bratislava de pe 3 și stăteau la graniță. Fusese un exercițiu al tratatului înainte pe teritoriul Cehoslovaciei și s-au retras la graniță și au intrat înapoi pe aceleași aliniamente, ca să spun foarte rapid. Nu, ce vreau să spun este că această operațiune s-a numit operațiunea Dunărea. Pentru că Brejnev a fost foarte iritat și a condamnat faptul că Iugoslavia și România susțin Partidul Comunist din Cehia și a numit această chestiune ceva convenția de Dunăreană sau ceva, conspirația Dunăreană, ceva în genul ăsta. Este o formulare foarte precisă și dacă el a spus conspirația Dunăreană, atunci operațiunea s-a numit Dunărea. Asta explică de ce întâi merge Tito la Praga și are discuții cu Dubček, iar după Tito imediat vine Ceaușescu pe 15-16, când tot așa legenda spune că i-ar fi prevenit că e în curs o operațiune a tratatului de la Varșovia sau că Rusia îi va ocupa și tot legenda spune că Dubček i-a spus să vină, că îi așteptăm cu flori. Vom reveni după o scurtă pauză publicitară.